astăzi am un nou verset pentru tine. Isaia 60:1. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Fosforul are nevoie să stea în prezența luminii. De cele mai multe ori, lumina reprezintă prezența lui Dumnezeu, iar lipsa acesteia este asociată cu păcatul. Întunericul este nesigur și înșelător, dar pentru a merge fără ezitare prin el, avem nevoie de lumină. Pentru a reflecta lumina, la fel ca și fosforul, avem nevoie să stăm în prezența ei. Noi suntem mult mai receptivi la influența lui Dumnezeu dimineața decât pe parcursul zilei. Versetul îndeamnă scoală-te, pentru ca lumina și slava Domnului să răsară peste noi. Pentru a fi o lumină în întunericul păcatului, trebuie să asimilăm lumina sfântă a lui Dumnezeu. Ziua bună se cunoaște de dimineață.